Aproximativ 25.000 de oameni din nordul județului Dâmbovița au de suferit de aproape o săptămână din cauza unei probleme scăpate de sub control de către compania de apă Târgoviște Dâmbovița. Apa infestată cu o bacterie extrem de periculoasă a fost livrată către populație și singura soluție a fost sistarea livrării de apă cu întârziere de altfel către populație. Invitat la emisiunea Fețele Puterii, Alexandru Oprea, director interimar al companiei de apă, nu-și asumă nicio responsabilitate. Ce putem să facem să nu mai ajungem în situații de astea? Păi ce putem să facem? Ce au făcut toți care s-au părintat la conducerea acestui județ, domnul Miculescu, și care uită faptul că din acest baraj de la Pucioasa se consumă apă de vreo 50 de ani. Noi avem nevoie de oameni pragmatici la aceste societăți, cu capital majoritar de stat, pentru că sunt impozitele, taxele noastre. Sorin. Iar eu unul nu-mi convine ca cineva să-mi administreze prost, slab, mă scuzați. Aceste taxe și impozite. Dumneavoastră veniți aici, domnule, în față Miculescu, să vă disculpați. Nu v-ați asumat. V-ați asumat. Domnule Miculescu, domnule Oprea, o secundă vă rog. De fapt, directorul interimar Oprea nu prea și asumă mai nimic, ci într-o sarabandă de așa zis argumente, mai mult zbierate, către cei care adresau întrebări, acesta oferă cifre și, de fapt, niciun răspuns, ci chiar mai mult. Admite că situația se poate repeta, totul condimentat cu tupeu, aroganță și jigniri, ce nu fac cinste nimănui, cu atât mai mult unui director de companie, ce răspunde într-o bună măsură de sănătatea a aproximativ 400.000 de oameni. E posibil să avem o nouă problemă. N-ați răspuns nici domnului primar, nu mi-a răspuns nici păi mie cum o plătim. Dacă mă lăsați dumneavoastră, dacă mă lăsați, vă răspund. Păi nu l-am lăsat, ne-ați explicat am ceva. Spuneți, răspundeți domnului primar și apoi și mie cum se plătește apa. Cetățenii orașului, cum se plătește apa sau dacă vor avea apă? Că sunt două întrebări. Domnului primar mai întâi și apoi mie să-mi spuneți cum vor plăti apa asta contaminată care a fost dată în zilele acestea. Pentru că ea n-a fost potabilă. Doamna, domnișoară, da? Domnișoară, da. Bun. Întâmplători sunteți brunete, nu sunteți brunete. Vă mai explic domnul, o dată. Domnul Oprea, fără ironie, fără ironie. Bun, dar vă iau de la capăt să vă spun. În vedere că vă explic un lucru și nu-l înțelegeți de 5 ori. Eu v-am întrebat clar, cum o plătesc oamenii apa din toate zilele astea? Mie îmi spuneți că e potabilă acum. Doamnă, și la caserie sau prin pripoi? Păi ce algoritm? Pe algoritmul pe care îl vom stabili cu aprobarea Consiliului de Administrație. Domnul Oprea, de atâtea zile, oamenii tot întreabă, păi îi plătesc apa care n-a fost potabilă? Nu, da, vor, și nu vorbesc de apa de azi, apa care spuneți că e potabilă, vorbesc de aia de acum câteva zile, de când ați dat drumul să igienizeze toaletele, mă rog. Cum o vor plăti pe aceea? Doamna, în baza în cărui algoritm? A ajuns în casă? Deci, domnul Oprea, eu vă întreb, respectiv, cum în casă, a ajuns în repartitoare? Deci eu vă întreb cum vor plăti? Pe cu ce? Cu tariful de apă normală? Care era până acum? O să văd, domnișoară. Ce am înțeles, domnul Bicea, că e simplu. Mâine. Iar domnul Oprea tot o dă de colo pe colo, că îi trebuie ceva. E treaba de domnișoară ce îi trebuie. Și mai fiți atât de ironic. N-am spus că așa, trebuie nimic. A vrut să spună, dumneavoastră ca și companie, da? Da. Livrați apă potabilă, nu apă menajeră, nu apă industrială. Da. Cum vor plăti cetățenii acestei zone unde au beneficiat de apă menajeră? Domnul, eu am livrat asta apă, e apă potabilă. Păi, dar dumneavoastră vă contraziceți. Eu am livrat apă potabilă. Prin eu comunicatele pe care dumneavoastră le-ați dat, a spus să nu se consume. Dacă din permiteți, am să intervină tot eu, domnul. Politică sanitară. După intervenția unui secretar de stat din Ministerul Mediului, care a precizat că situația de la Pucioasa era cunoscută în minister, încă din data de 14 ianuarie, interimarul Oprea, încurcat în propriile răspunsuri, sugerează că toată lumea minte, evident, mai puțin compania de apă Târgoviște Dâmbovița. Ați mințit sau nu? Nu am mințit, domnul Drăgan. Știați după rezultatul 14. Probei din 14 l-am avut pe 15. Am înțeles, dar domnul secretar de stat zice altceva. O dată, zice altceva. Domnul secretar e liber, are dreptul la propria opinie. Păi, adică probabil să minte domnul secretar sau cum? Nu, domnișoară, nu mai săriți așa neîntrebată. Bine, v-am explicat că domnul secretar... N-am dreptul să vorbesc, am dreptul la opinie. Vă cer voi acum să mă întrebare. Chiar vă rog. Domnul secretar minte? N-am spus lucrul acesta. Concluzia, nicio concluzie și... chiar mai mult decât atât. O veste tristă pentru abonații companiei de apă Târgoviște Dâmbovița. Situația se poate repeta și evident, compania de apă nu și asumă nicio responsabilitate. Domnul Oprea, vom avea rămas apă potabilă sau nu vom avea? Lăsăm, astea sunt... N-am de unde să știu, domnul Miculescu. N-am de unde să știu, domnul Miculescu. Vom avea apă potabilă sau nu vom avea? N-am de unde să știu, domnul Miculescu.